Atac, un cuplu format din Liviu Ganea și Ionel Dănciulescu. Arbitrii acestui meci sunt Alexandru Deaconu, Radu Ghinguleac și Florin Ungureanu. Spuneam că este un meci între două echipe cu obiective diferite. Înaintea acestei confruntări, Dinamo pe locul 6 al clasamentului din Liga 1 cu 10, Universitatea Craiova, Steaua. Corner executat de Tibi Bălan și un șut blocat de Grigore. O primă ocazie pentru Sportul de vreme în careul dinamoviștilor. Curelea n-a reușit să devieze și iată șutul fundașului central Răzvan Patriche. Mult este Leonard Dobre, atacantul Sportului, are doar 18 ani. O greșeală făcută de Dragoș Grigore. Leonard Dobre pentru Costin Curelea. Curelea ofentă șutul lui Curelea, blocat de același Grigore, iar Bălgrădean evită, nu reușește să evite cornerul. Ce greșeală a făcut Grigore. Și la echipa națională a comis o eroare asemănătoare în turneul din Cipru. Aici a scăpat cu fața curată Dinamo. Grigore și-a reparat eroarea. Tibi Bălan execută cornerul, balon respins de Cătălin Munteanu. Ghinga la recuperare. Lovește mingea greșit Tibi Bălan, șutul lui e lung, ocazie mare pentru Curelea, nu este gol, s-a ridicat Fanionul, nu este gol. Noi îl vedem pe Tibi Bălan, iată șutul lui lung și Curelea pare să se afle. Vedem încă o dată faza în care Curelea a înscris golul. Într-adevăr, către Dănciulescu, pentru Giacari Giacone este pasa, primește Torje, în stânga se află Liviu Ganea, spre el se duce balonul, Liviu Ganea în poziție regulamentară, trimite spre Dănciulescu, oh, ce intervenție bună are Vladimir Niculescu, studenții protestează, au considerat că Liviu Ganea s-a aflat în poziție de offside în momentul pasei lui Gabi Torje, jocul lăsat să continue și... Se vede destul de clar, nu a fost offside la Liviu Ganea. Excelentă pasă a lui Ganea pentru Dănciulescu. Foarte bună și intervenția lui Vladimir Niculescu, portarul de 23 de ani al Sportului. Un goalkeeper care a jucat în cariera sa. Munteanu la colțul scurt, o deviere, balon respins către Ferfelea, însă Torje a fost primul la minge. Cătălin Munteanu spre Giacari Giacone, Liviu Ganea, încă o mare ocazie pentru Dinamo. Florin Maxim a reușit să se pună în calea balonului. A doua mare ocazie într-un singur minut pentru echipa lui Ioan Andone. Îl are în față pe Oscar Rubio, Tibi Bălan a simulat centrarea, o face acum Florin Maxim, Bălgrădean a ieșit riscant în 6 metri și să vedem care este decizia pe care o ia Alexandru Deaconu. Studenții protestează, cred că solicită lovitură de la 11 metri la intervenția lui Bălgrădean. Plouă cu bulgări din tribună. În spatele porții lui Bălgrădean, în această primă repriză, se află grosul suporterilor dinamoviști. Dobre a fost cel doborât de Bălgrădean. Duelul a avut loc la 6 metri. Gane acum către Dănciulescu, sprintează Marius Alexe, are spațiu la dispoziție, Alexe este genul de fază care îi place dinamovistului. Alexe îl depășește pe Raul Ciupe, centrarea lui Alexe și o greșeală acolo, Cătălin Munteanu, șut puternic, este 1-0 pentru Dinamo. Minutul 36, Cătălin Munteanu deschide scorul. Al patrulea gol din acest campionat pentru Cătălin Munteanu. De această dată, Niculescu n-a mai făcut minuni. Iată galeria câinilor care savurează această primă reușită din 2011 a lui Dinamo dintr-un meci oficial. Mingea a ajuns cu ceva noroc la Cătălin Munteanu și balonul
expediat deșeptarul dinamovist a trecut pe sub Vladimir Niculescu. Dacă mai devreme Niculescu a avut o intervenție foarte bună în fața lui Dănciulescu, acum are o parte din vină la acest gol. 1-0 pentru Dinamo, însă meciul este unul deschis în continuare. Am văzut că Sportul arată pe marginea terenului se află Andrei Truță, care cred că îl va înlocui pe Leonard Dobre. Recuperează Dănciulescu în fața lui lung. Dănciulescu blocat de Patriche. Ce greșeală acolo. Incredibilă eroarea. Florin Maxim. O minge către Curelea. Păzit acolo bine de Dragoș Grigore. Lungu. O pasă bună pentru Raul Ciup în dreapta. Așteaptă balonul Ferfelea. Spre el se duce mingea. Bordeanu va încerca să blocheze centrarea. Ferfelea către Costin Curelea. Balon lovit de Curelea. Ce ocazie pentru Sportul în prelungirile primei reprize. Cea mai importantă șansă a studenților. Curelea a reușit să câștige acolo duelul cu Grigore și Oscar Rubio. A trimis bine spre colțul lung, însă mingea n-a găsit spațiul porții. Este final de primă repriză în regie. Dinamo conduce pe Sportul Sunețesc 1-0 datorită golului marcat în minutul 36 de Cătălin Munteanu. Nu uitați imediat lucruri bune în prima repriză. Nu a arătat ca o formație aflată pe ultima poziție a clasamentului. Dinamo, în afara fazelor prezentate, a mai avut o șansă de a înscrie la un șut al lui Liviu Ganea, blocat de Florin Maxim. Așadar, partea a doua începe de la 1-0 pentru Dinamo. Este primul meci din 2011, din Liga 1, transmis în direct de DigiSport. Acașul Sportului, dar pasează greșit. Bordeanu urcă fundașul stâng al lui Dinamo, centrarea lui Bordeanu, reluarea lui Dănciulescu. Încă o ocazie uriașă pentru Dănciulescu. A doua mare ocazie pentru jucătorul dinamovist. În prima parte a sezonului s-a plâns Dănciulescu pentru faptul că nu prindea un post de titular. Andrei Cristea și Marius Niculae erau, să spunem, preferații lui Andone. Bacai trecut mijlocaș dreapta, Vlad Munteanu pe postul obișnuit de mijlocaș stânga. Bordeanu face o eroare, centrare pentru Truță. Ce ocazie pentru Sportul. Cu 7 minute înaintea finalului, Truță putea înscrie cel mai important gol din cariera sa de până acum. La primul meci în Liga 1, Truță, centrarea a fost a lui Curelea. Truță, dintr-o poziție foarte bună, din 8 metri, a trimis peste poartă. Totul a venit după o eroare. Pentru această partidă greșește nou intratul Chețan. Giacari Giacone în poziție de finalizare. Intervine Vladimir Niculescu. Putea fi 2-0 pentru Dinamo. Intervenție excelentă a lui Niculescu, a doua pentru el din această partidă. Giacari Giacone, foarte aproape de al doilea gol al său din acest campionat. A înscris și în Europa League contra lui Hajduk Split, mijlocașul ivorian. Un meci din Turcia, Istanbul contra lui Galatasaray. Pasă interesantă pentru Dănciulescu și Niculescu reușește încă o paradă. A treia ocazie din această partidă pentru Ionel Dănciulescu. Două goluri pentru el în acest campionat. A treia super. Bibi Bălan a câștigat acolo, șutul lui Pătrașcu trimite balonul totuși la Dănciulescu, blocat de Costin Gheorghe. Din nou corner pentru Dinamo. Încă un minut și 15 secunde până la finalul întâlnirii. Dinamo se apropie de un nou succes în acest campionat, va fi al nouălea pentru dinamoviști.
Încă o dată, felul în care Costin Gheorghe l-a blocat pe Dănciulescu. Vlad Munteanu bate scurt cornerul până la Dănciulescu. Trag de timp dinamoviștii. Nu vor să cedeze balonul, vor să țină mingea departe de propria poartă. Un gest pentru care Vlad Munteanu primește cartonașul galben. Nemulțumit Antone că Vlad Munteanu a fost avertizat. Ciupe repune de la margine. Nu are cu cine combina Ciupe. Îi trimite până la urmă lui Lung. Mai este timp poate pentru un atac al Sportului. Un balon aruncat către Tibi Bălan, aflat în duel cu Rubio. Dragoș Grigore respinge până la Bacai, care combină cu Dănciulescu. A sprintat albanezul, Dănciulescu preferă o acțiune pe centru, o pasă către Vlad Munteanu. Intervine Raul Ciupe, Curele a venit din offside. A lovit mingea și este final de partidă, regie, Sportul Dinamo 0-1. Datorită golului marcat în minutul 36 de Cătălin Munteanu, Dinamo este din nou la 10 puncte distanță de liderul Oțelul Galați, în vreme ce Sportul continuă să rămână pe ultima poziție a clasamentului pe locul al 18-lea.